Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, la această oră intrăm în casele domniilor voastre cu o nouă ediție a acestei emisiuni, în care ne vom strădui și de această dată să abordăm cele mai stringente probleme cu care ne confruntăm la ora actuală. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre corectitudinea alegerilor prezidențiale, despre modul în care se desfășoară aceasta, despre acuzațiile care li se aduc fiecărui candidat electoral și despre modul în care este percepută ea de către societatea civilă. Aceste lucruri vom încerca să le discutăm cu invitații ediției de astăzi, care sunt Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Vadim Filipov, reprezentant la CECA, concurentului electoral Igor Dodon. Bună seara și bine ați venit! Domnule Bolea, spuneți-ne, vă rog, pentru început, de ce această campanie, tot mai mulți analiști politici o cataloghează ca fiind una foarte murdară? Știți cum, într-adevăr, putem să recunoaștem că cel puțin turul 2, aceste două săptămâni de campanie, între primul și a doilea tur, au fost extrem de murdare, deoarece din start concurentul electoral a domnului Dodon a încercat să meargă pe o, după părerea mea, pe o pistă greșită. În loc să discute problemele strângente care se confruntă societatea, țara noastră, ieșirile din situații, programele electorale, da? Ei au încercat să pedaleze pe o pe ideea denigrării celui mai popular candidat, da, în aceste alegeri prezidențiale, domnul Dodon. Iar în realitate, până la urmă, după părerea mea, s-au înnecat în acele minciuni care, iată, săptămâna aceasta noi le-am dezvăluit. Am ieșit și la conferință de presă, plus top 10 minciuni ale Maia Sandu, o altă conferință de presă care a avut loc ieri, top 10 manipulări ale Maia Sandu. Și iată, pe această idee, încercând să isterizeze societatea, să introducă pe rândurile oamenilor acele manipulări, să bage frica în oameni. Ei încearcă prin asemenea metode să consolideze electoratul lor. Domnule Bolea, prin simplu fapt că Maia Sandu a refuzat a semna acest pact anti-Plahotniuc, demonstrează că dânsa nu joacă curat? E un argument evident în plus? Dumnezeu, în primul tur de scrutin a încercat să spună, da, sau să meargă pe ideea că este un candidat anti-oligarhic, este candidat din opoziție. În realitate, în fine, noi am văzut că alături de ea s-a consolidat tot spectrul forțelor politice care sunt oligarhice, care au fost și sunt în continuare la guvernare în toți acești 7 ani de zile. Persoanele care au viziuni unioniste, în final, dacă să vorbim până la urmă de oligarhi, cine n-a susținut-o pe domnii? Începând de la țopii care stau acum în Germania, Kirill Lucinski, același Ion Sturza și într-un final și Vlad Plahotniuc. Iată, sunt acei oligarhi care pe domnii au susținut-o. Ea, de mai multe ori, domn Dodon a venit cu un demn să fie semnat acest pact anti-oligarhic, da, prin care ea public să ia angajamentul să nu fac coaliții cu partidele oligarhice. Dar ea de fapt a făcut. Același PLDME a fost condus de Vlad Filat, care acum este în pușcărie. Și să nu îl promoveze Plahotniuc în funcția de prim-ministru ulterior și în general să se debaraseze de această persoană și de acel partid pe care de fapt îl conduce Plahotniuc. Ea n-a vrut categoric acest lucru să-l facă. De ce? Deoarece este clar pentru cetățeni că este susținută de Plahotniuc și de americani. Și prin asta totul
Domnule Filip, eu vroiam să vă întreb, aceste date care au fost oferite de CEC, ar trebui să le credem ca fiind acele reale? Pentru că în această campanie, în mod special, s-a concentrat lumea pe faptul ridicării gradului de transparență a modului în care sunt calculate, cum sunt procesate aceste date, și putem afirma că nu au fost falsificări, cel puțin în primul tur de alegeri? Noi avem, concurentul electoral are la fiecare secție de votare are trei persoane, cel puțin trei persoane, asta este deci, membru care este înaintat de către partid parlamentar, membrul secției de votare, după ce merge reprezentantul la secție de votare și observatorul. Deci trei persoane care sunt acolo, care analizează, se uită cum merge procesul de alegere. Totodată vreau să vă spun că toate procesele verbale de totalizare a alegerilor la fiecare secție de votare, noi le avem, chiar și le-am procesat. Coincid cu cele ale CEC-ului? Da, chiar și le-am procesat, deci nu le-am procesat toate, la toate 2000 și ceva de secții de votare, dar o mare parte a fost procesate, a fost verificate, contrapusă cu acele ale CEC, deci cifra inițial puțin diferea, era diferită, dar atunci când și CEC-ul a procesat procesele verbale pe hârtie care au venit la ei, pe spor pe hârtie, atunci cifra și la CEC a fost corectată și deci sunt aceleași date. Sunt procese verbale în original, cu semnătura tuturor membrilor și cu ștapila secțiilor de votare. Domnule Bolea, spuneți-ne, vă rog, ziua de ieri a fost foarte aglomerată din punct de vedere al declarațiilor politice și nemijlocit la ceea ce s-a întâmplat în legătură cu partidul PAS, al cărei reprezentant doamna Sandu participă în aceste alegeri. Spuneți-ne, vă rog, această epopee cu transferul de către o persoană necunoscută pe contul partidului a unor mijloace financiare destul de consistente, cum poate fi catalogată? După aceea o să vedem mai multe declarații ale liderilor politici făcute pe marginea acestei întâmplări. În primul rând, această situație este una, după părerea mea, inadmisibilă. Ori dacă te poziționezi drept persoană și partid, echipă care respectă legislația Republicii Moldova, o echipă care se consideră integră, nu trebuie să apelez la persoane, dar eu sunt convins că persoana aceea nu a fost una necunoscută. A fost o persoană destul de cunoscută pentru Igor Grosu, vicepreședintele și trezorierul Maia Sandu la Comisia Electorală Centrală. Deci am auzit din tăi... A fost membru ŞPD de altfel. Nu știu cui membru a fost, dar acum este portavoce și persoana care în mijlocit o reprezintă pe Maia Sandu. Și atunci când tu discuți cu această persoană care este afiliată lui Ilan Șor, soliciți ajutor financiar, discuți diferite scheme, cum e posibil de evitat acel control riguros care în această perioadă fiecare candidat este controlat zilnic de domnule către Bolea, CEC. Probabil această schemă nu a fost utilizată pentru prima dată. Se mai lucra după asemenea principii, după asemenea scheme și atunci pur și simplu e să credem că i s-a întins o cursă sau s-a făcut o scurgere de informații raportat cu... Da, posibil. Eu totuși cred că această schemă pe care a desenat-o, da, în convorbirea sa Igor Grosu, eu cred că ea a mai fost folosită. Eu cred că este o schemă pe care a utilizat-o... Bătătorită pe care a utilizat-o de mai multe ori și care poate nu a fost în vizorul organelor de control. Și de aceea s-a mers tot pe acea veche schemă care până la urmă noi am văzut ipocrizia, înțelegeți, acestor persoane care încearcă să declare că sunt cei mai cinstiți, cei mai sfinți aici în Republica Moldova, având straie, da, haine albe. În realitate noi vedem că aceste persoane nu s-au debarasat nici de vechiul lor cunoscut, da, prieten Ilan Șor și toate companiile care susțineau pe timpuri pe LDM-ul.
Și nici de acele scheme care la sigur le utilizau sau le-au utilizat foștilor camarazi din PLDB și le utilizează și acum. Domnule Filipov, cum poate fi explicat acest lucru? Vă rog, haideți să deschidem parantezele. Dacă permiteți să mai dau acele spuse de către domnul Bolea, schema aceasta a început să lucreze chiar de la bun început, când a fost format grupul de inițiativă, da? Privind susținerea candidatului electoral Maia Sandu. Deci unicul donator a grupului de inițiative era partidul PAS. Era ascuns donatorii persoane fizice. Da? Cine au donat? Deci se primește așa, chiar și din convorbirile domnului Grosu, reiese că persoane fizice transferă banii către partid, către PAS, și ulterior PAS face transferă donații către concurentul electoral și, cum am spus mai anterior, și cât grupul de inițiativă. În campanie electorală, în rapoartele financiare, trebuie să arăți donatorii persoane fizice, adică donatorii de îndată, da? Cine a făcut transferul? Pentru partidele trebuie să arăți o dată la trimestru sau la jumate de an, să arăți cine sunt donatorii. Respectiv, dacă își treceau alegeri, după ce se verifica cine sunt donatorii, era de cum greu de demonstrat sau de cum era târziu, că erau alegerile de cum validate. Da? Deci și s-a parcurs la acest schemă, cu tot mai mult noi, deci pe data de 18 octombrie, am depus o contestație către CEC ca să verifice proveniența banilor inclusiv a PAS-ului, a partidului, Acțiunea și Solidaritate, deoarece el este unicul donator al concurentul electoral, a campaniei electorale. Și trebuia să verifice de unde sunt banii veniți. Că avem avut am verificat toate rapoartele, inclusiv raportul care a fost la sfârșit septembrie depus de către partid, unde se indica careva transferul din unor persoane fizice, banii cărora au fost primite sau din străinătate. Erau și indicate careva transferuri, deci către PAS la persoane respective și de ulterior PAS-ul le întorcea banii respectiv ca să nu fie trași la răspundere. Contestația respectivă a fost respinsă, deoarece au spus că nu sunt probe și deci ei verifică doar concurentul electoral, nu și partidul. Acum, din legătură cu acest audio, da, care este plasat, este evident schema respectivă și deci constatăm că schema respectivă lucrează și atunci când trezorierul, chiar îmi pare rău pentru, este viceministrul Educație și a făcut așa o schemă. Acum se educe o întreagă națiune spunând cum trebuie să ne comportăm. Domnule Bolea, domnule Filipov, colegii noștri de la Departamentul Știri au realizat un subiect la tema pe care o discutăm noi astăzi. O să rog regia ca să pună pe post acest subiect, îl vizionăm și după aceea revenim în studioul la discuție. Rog regia subiectul. Declarațiile la adresa lui Ilan Șor pe marginea susținerii financiară pe care îi oferă Partidului Acțiune și Solidaritate, fie și prin persoane terțe, nu s-au lăsat mult timp fără de reacția galbenilor. Secretarul general și trezorierul partidului Igor Grosu a susținut că PAS nu va lua un leu din banii donați, iar după ce i-a cotrobăit prin antecedentele penale ale faimosului donator Veceslav Galai, a susținut că virarea celor 280.000 lei a fost orchestrată de PSRM pentru a o ponegri pe Maia Sandu. În timpul conferinței de presă, secretarului Igor Grosu se dădea greu la pronunțat numele lui Veceslav Galui. În schimb, când vine vorba de administrarea pe ascuns a banilor, cei doi nu doar că se cunosc, dar și se înțeleg de minune. Nu am aflat din primul tur cum v-am ajutat pe dumneavoastră pe toată. Noi am învățit un mecanism. Noi nu am spus că e un candidat. Este asemenea un concurs partidului. Mai mult decât atât, mâna dreaptă a candidatului la funcția de șef al statului, Maia Sandu, Igor Grosu, este sfătuit de omul din anturajul lui Ilan Șor, Veceslav Galui, cu antecedente penale, cum să aplice scrocherii financiare de campanie, să transfere banii prin diferite firme pentru a duce în eroare Comisia Electorală Centrală. Puteți să faci 2.000 de contracte. 2.000 de ce fără de sănătate pentru
fondul federal, 2000 de transferuri. Deci trebuie să fac 2000 de transferuri. Trebuie să fac 3000 de transferuri până de data de 10. Data de 10 la noi în miercuri. Exact. Calculat ce rămâne din sumă, ce ați mai trebuiască și îmi spun până mâine. Din Iosul. Remarcăm că în seara zilei de luni în presă au apărut mai multe documente ce prezintă ordinele de plată privind transferul făcut de Veceslav Galoi pe contul Partidului Acțiune și Solidaritate. Este vorba de 4 transferuri a câte 70.000 lei. Stimați telespectatori, am revenit în studio la discuție. Domnule Bolea, vroiam să vă întreb, cel puțin haideți să aruncăm lumina asupra unei situații foarte incerte. Cel puțin postul nostru de televiziune ieri a contactat reprezentanții Partidului Rapno Prave pentru a confirma cele apărute în presă și a confirma de fapt declarațiile care ar fi aparținut domnului Șor. Și ai solicitat punctul de vedere de a intra și astăzi în legătură telefonică. Pe parcursul zilei de astăzi, când am revenit cu un telefon, dânșii au refuzat cu vehemență și au spus că se bazează doar pe informațiile apărute anterior. Haideți, acum întrebarea firească apare. Ravnopravie joacă dublu? Ce se întâmplă cu acest partid și cu susținerile pe care le face? Pentru că ieri spunea dumneavoastră, mă refer la domnul Șor, se arăta într-un fel nedumerit pentru că dânsul ar fi susținut și pe LDM-ul și acum se arată a fi indignat de ce au reacționat ăștia de la PAS bolnăvicios. Deci, știți cum, trebuie să... relațiile... politice, așa să spunem, al lui Ilan Șor trebuie să le dăm la o parte, da? El fiind președintele partidului Șor deja, da? Și alta, businessmanul Ilan Șor, care a hotărât, iată, în turul, da, aici din discuție, eu am înțeles că el i-a finanțat și pe Aldemaia Sandu și în primul tur i-a ajutat. Adevărat? Și acum în turul 2. Deci această latură trebuie să o dăm, adică, la o parte, deoarece aici trebuie să discutăm relațiile businessmanului Ilan Șor cu deja pe LDM-ul. Noi am văzut toată această epopeie, da? Și acum pasul lui Maia Sandu. Din păcate, vreau să spun, din păcate, Maia Sandu, fiind membru pe LDM-ului, acum președintele PAS, nu s-a debarasat de vechile deprinderi, da, și vechile cunoștințe, de fapt, cum este Ilan Șor, vechile deprinderi să ceară ajutor, să primească niște compensații, așa domnule să spunem, Bolea, oneroase. Dânsa se arată uneori a fi naivă, nu înțelege lucrurile până la capăt, nu are capacitatea, nu vrea să ne înțeleagă. Nu cred la a ei 40 și ceva de ani să fie dumneavoastră atât de naivă. Pur și simplu joacă un rol, anticipați întrebarea mea, spectacol, înțelegeți? După părerea mea, un spectacol de prost gust. Că atunci când ieșim la conferință de presă și arătăm acele minciuni, top 10 minciuni ale Maia Sandu cu dovezi, audio, foto, video, documente, dumnei permanent în această campanie, în turul 2, cel puțin s-a închis în sine spunând că totul este minciună. Ce este minciună, doamna Maia Sandu? Faptul că ați fost membru pe LDM, în fine, în săptămâna aceasta a recunoscut, da, eu am fost membru pe LDM. Faptul că dumneavoastră ați votat pentru concesionarea aeroportului, problema da, iată, până la urmă a recunoscut. Faptul că a votat miliardele, au spus, da, am votat miliardele, dar în beneficiu cetățenilor. Asta cum să înțelegem? Cineva a furat miliardele, domnii a votat pentru scoaterea acestor miliarde de la Banca Națională și punerea datoriei respective pe umerii cetățenilor. Super! Dacă dumneavoastră consideră că asta e în beneficiu cetățenilor... Inclusiv optimizarea școlilor, tot în beneficiu cetățenilor. Da, optimizarea școlilor și așa mai departe. Dacă asta e în beneficiu cetățenilor, mă întreb, a căror cetățeni? În beneficiu oligarhilor? A celor care au furat? Da.
dar nu și majoritatea populației Republicii Moldova. Și cei care finanțează... Da, a cei care o finanțează pe campanii electorale. Domnule Filipov, vroiam să vă întreb, spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere logic al unor acțiuni politice, ce ar trebui să urmeze acum în cazul pasului? Demisia domnului Grosu? Știți? Și în general, care ar fi peisajul politic ce urmează să fie conturat? Pentru că mai avem 3 zile de campanie electorală. Nu cred că demiterea lui domnul Grosu îi va spăla pe ei, da? De ce? De atât că chiar de la început trezorierul domnul Grosu făcea încălcări, multe încălcări financiare. Chiar și-a recunoscut în ședința CEC-ului, deci pe data de... Dacă nu mă greșesc, 29 septembrie a fost aprobat raportul financiar care a fost depus și cheltuielile a grupului inițiativă. Facem așa o retrospectivă. Deci pe data 22 septembrie a fost depus actele din partea la grupul inițiativă privind înregistrarea concurentului electoral Maia Sandu și ulterior deci, a fost transferați bani pe contul electoral, ceea ce este interzis. Deci ce este interzis cât de codul electoral, cât de regulament cu privire la finanțare. Deci nu se permite. După ce depui actele la CEC, nu este interzis care va virare pe conturi, care va achitări. Deci pe data de 23 septembrie a fost virare pe conturi, ulterior deci, depune actelor la CEC, a fost procurat de 23.000 de lei, 25.000 de lei combustibil. Pentru ce? Combustibil, dar grupul inițiativă este dizolvată, nu mai există. Cui trebuie să se duce combustibilul acela, da? Și dumnealui a recunoscut faptul dat. Ca ulterior, noi de acum în ședință, ulterior în octombrie, noi să vedem, să analizăm rapoartele de acum a concurentului electoral Maia Sandu, să vedem că cheltuieli de transport nu sunt. Și combustibilul respectiv este folosit, care a fost procurat de către grupul de inițiativă, este folosit de către concurentul electoral Maia Sandu. Și nu este în alte scopuri și nu este declarat în raport. Domnule Filipov, domnule Bolea, am încercat să luăm legătura cu un avocat care să ne spună ce urmează să întreprindă organele de drept raportate la aceste sume de bani. Încercăm să aflăm și punctul de vedere al domniei sale, după aceea revenim în studio pentru a aduce discuția mai departe. Alo? Alo, bună ziua! Domnule Furtună, sunt Vlad Madan de la Accent TV. În cadrul emisiunii de astăzi discutăm despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei de ieri. Mă refer la acele sume de 70.000 de lei în 4 tranșe care au ajuns în conturile Partidului Acțiune și Solidaritate. Spuneți-ne, vă rog, care sunt instituțiile statului care ar trebui să se ocupe de această încălcare până la urmă? Și în același context, spuneți-mi, vă rog, această candidată, respectiv acest partid, poate fi penalizat pentru lipsă de transparență financiară? Păi, în primul rând, care? Să începem de la prima întrebare a dumneavoastră. Da, spuneți. Deci, care sunt organele? Deci, organele sunt specificate în codul electoral și este clar, primul organ care ar putea să fie sancțiuni este CEC-ul. Ulterior, încălcările de ordin penal sau cele contravenționale sunt date pe seama poliției și a procuraturii. Ministerul de Interne, să înțeleg, și CNA-ul urmează să ocupe de aceste încălcări. Deci este specificat clar poliția, Ministerul Afacerilor Interne, deci și procuratura. Însă nu este exclus și CNA ar putea să investigeze careva caz care ține de competența lor. Depinde de circumstanță. Atunci când vorbim despre transparență, respectiv penalizare, poate interveni ea în aceste situații? Depinde de circunstanță. Deci, depinde de încălcare. În cazul care au discutat dumneavoastră, da? Careva încălcare, din punctul meu de vedere, eu nu o văd. Și vă explic de ce. Codul electoral privește plafoane pentru donatori. Pentru persoane fizice ar fi 200, salarii minime pe economie, pentru persoane juridice ar fi 400. Respectiv, candidatul electoral ar trebui să aibă un cont cu destinația fond electoral. Respectiv, banii nimeresc inițial în acest cont. Banca are obligația de a informa CEC-ul cu privire la donația care a provenit pe acest cont. Candidatul electoral nu poate folosi aceste mijloace financiare până când la semnul le declară Comisiei Electorale Centrale. Domnule Furtună, de ce s-a mers pe această cale ca banii să fie transferați pe contul partidului și nu a candidatului electoral? Pentru că cel din urmă, bănuiesc, este verificat mult mai prudent.
Deci eu nu cunosc pe cui cont a fost transferată nemijlocit aceste sume, bănești la care v-ați referit dumneavoastră. Însă, repet, codul electoral prevede că candidatul electoral trebuie să aibă un cont special deschis cu mențiunea că este fond electoral. Eu nu cunosc pe acest cont au fost transferați banii sau pe unul altul. Dacă pe unul altul, aceasta este un căutare care este penalizată de către lege. Spuneți-mi, vă rog, legislația în vigoare prevede ca sume mai mari de 70.000 de lei să fie cercetat cine sunt acești donatori și cu asta punem, de fapt, punct intervenției dumneavoastră? Deci, codul electoral nu prevede o astfel de verificare. Însă, dacă nu greșesc, la 18 octombrie anul curent, Comisia Electorală Centrală a declarat că va sesiza Inspectoratul Fiscal ca acesta să verifice sumele depășesc 75.000. Adică proveniența lor. Probabil din această hotărâre a cecului și rezultă întrebarea mea. Domnule Fortună, noi vă mulțumim pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă dorim o zi bună în continuare. Domnule Filipov, haideți să pornim de la ceea ce spunea domnul avocat despre instituțiile abilitate să cerceteze aceste cazuri. Credeți că urmează să-și facă tema pentru acasă, așa cum scrie buchea legii, la ceea ce făcea referire și domnul Fortună? Da, dacă îmi permiteți să mai adaug chiar, vă rog. Câte ceva. Deci, respectiv, sumele care sunt transferate pe contul electoral mai mare de 75.000 de lei, cecul se sesizează fiscul ca să verifice proveniența, așa și cum a spus. De aceea și presupun, de aceea și-a făcut așa schemă, ca, deci domnul Gros a făcut așa schemă după ce am ascultat audio, da? Ca să nu fie verificați persoanele care transferă către concurentul electoral sumele respective și proveniența lor. Desigur, trebuie verificată proveniența lor dacă sunt bani făcuți aici în Moldova, proveniți din Moldova sau de peste hotare. Poate fi într-un offshore. Domnul Șor spunea că sunt bani curați. Bani curați. În ce sens bani curați? Spalați prin schemele domnului Șor care le-am văzut și introdus în circuitul civil. Deci este desigur o suspiciune. Totodată vreau să vă spun că noi am pregătit o sesizare, cum azi și-a menționat concurentul electoral Dodon Igor, contestație către CEC și o sesizare către Procuratura Generală și Fisc sau și inclusiv inspecția financiară pentru verificarea proveniențelor banilor respectiv și verificarea tuturor donatorilor cât a partidului, deci a partidului Acțiune și Solidaritate, deoarece el este singurul donator al concurentului electoral. Se verifică proveniența lor dacă nu sunt peste hotare. Totodată vreau să mai menționez că trebuie verificat și dacă partidul Acțiune și Solidaritate a primit donații din partea Maisando, deoarece, cum știm noi, o parte de bani i-a primit lucrând la peste hotare în America, dacă nu mă greșesc, și avea un cont peste 100 ceva de mii de lei, de dolari, începând din anul 2013, dacă verificăm raportul domniei care a prezentat în 2013, 2014, 2015, suma respectivă a diminuat. Și de ce este și o întrebare logică. Nu cumva banii respectivi care au fost lucrați în străinătate au fost utilizați în campanie electorală. Deci prin PAS, da? Depune donații face la Partidul Acțiunii și Solidaritate, ulterior sunt achitați către concurentul electoral. Domnule Bolea, acești bani, care este soarta lor? Urmează să fie returnați? Pentru că ieri domnul Gros, în conferință de presă, spunea că noi, îndată ce am văzut aceste transferuri, am încercat să remediem situația. Pare un pic penibil. Haideți să vedem. Nu cred pe domnul Gros și vă explic de ce. În această convorbire, da, care a avut-o cu domnul respectiv de la Ilan Șor, domnul Goloi. Goloi, da. Dumnealui am mai spus ceva, noi am atras atenția. Urmează a fi făcute până în data de 10 noiembrie, da, de la transferuri de la 2000 de persoane fizice din Republica Moldova. Mie e interesant, fiecare persoană fizică, cam ce sumă ar trebui să doneze. Eu nu cred că donează acolo câte 2, 5 sau 10 lei.
Eu cred că sumele de la aceste persoane ar trebui să fie de ordin de 10.000 de lei. Și atunci dacă vorbim despre donații de la 2.000 de persoane care trebuie până data de 10 să fie făcute, este vorba de milioane de lei, înțelegeți? Pe când Maia Sandu a declarat în această campanie, da, total că a cheltuit în jur de 600.000, nu cred. Domnule, nu cred, deoarece se vede, luați orice sursă pe mass media, dumneavoastră acolo este prezentă, e exagerat de mult. Domnule Bolea, nu vi se pare că prin aceste acțiuni de cerșire a milei oamenilor și respectiv aceste donații pe care le cere dânsa, cerșește și voturile, încearcă a trezi milă? Păi, știți cum, numai asta și a rămas Maia Sandu, să devină o cerșitoare, de voturi, de bani, cum vreți. Dacă un viitor președinte se comportă într-o așa o manieră, eu presupun că și pe viitor în deletnicirea ei de a cerși bani, inclusiv și peste hotare sau în general de a cerși ceva, va fi acea carte de vizită a Maiei Sandu. Da, vreau să continuați acest gând, dar vreau să dau citire unei afirmații foarte scurte. Aceasta nu e politică, dar e proxenetism, spunea liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Cum comentați această stare de lucru și continuați ceea ce vroiați să adăugați în legătură cu afirmațiile anterioare? Vă rog. Sincer să spun, mie este greu să comentez, deoarece nu cum a unui politician, deci da, are viziunile sale. Nu cred că este un proxenetism, cum dumnealui s-a exprimat. Deci vedem, și cum am spus anterior, schema respectivă, noi era o bănuială rezonabilă asupra schemei respective, dar nu erau și dovezi, probe, dovezi. Acum au apărut și Audi care toți le-am văzut și într-adevăr confirmă ceea ce ce am bănuit în schemele respective. Tot timpul, în toată compania electorală, Maia Sandu a declarat că deci, cu bani puțini putem să facem politică, că oamenii ne ajută, oamenii fac voluntariat. Dar am avut mai multe contestații asupra acțiunilor candidatului electoral Maia Sandu în privința nedeclararea mijloacelor financiare care sunt cheltuite, deplasările care se fac în teritoriu, arenda sălilor, sunt 200 de mii de pleante care nu au fost reflectate. Da. Da, deci, și atunci de ce sunt tolerante instituțiile statului? De tăc sunt instituțiile statului și eu încerc scuze să spun, coleg, de tăc pe dânșul sunt. Plahotniuc împreună cu Mariana Lici și la conferință de presă și clar a spus: asta este candidatul pe care noi îl susținem. Și pentru asta îl scoatem din curs pe Marian Lucu. Resursele administrative, s-a discutat despre ele și s-a mers pe ideea că vor fi folosite la maxim pentru a o susține pe ea. Aveți sesizări din teritoriu că anume administrația, nu știu, publică, locală, acționează incorrect? Noi avem foarte multe apeluri din teritoriu, din raioane, unde primarii sunt, care și-au ieșit la conferință de presă, care o susțin pe doamna Maia Sandu, unde primarii, lucrătorii, administrații publice locale fac agitație în timpul... Care declară Igor Dodon persoana non grata în satul X, da, din raionul Cimșlia. Și este un absurd când primarul iese și declară faptul dat, este... Totodată lucrătorii, însuși primarii, lucrează în companie electorală, fiind la orele de lucru, trebuie să fie în incinta primăriei sau administrații publice locale, dar ei se ocupă cu politica. Vreau să mai adaug ceea ce am menționat în privința sancțiunilor. Proveniența banilor din străinătate, deci dacă intră pe cont electoral o sumă de bani din străinătate, deci legea expres prevede că suma respectivă trebuie să fie transferată către bugetul de stat. Este o sancțiune pentru donatorul respectiv. Dumnealui încalcă legea. Dar candidatul trebuie să fie scos, da, în curs electoral. Dar dacă candidatul acceptă această sumă, ca sancțiune este scoaterea din anularea hotărârii cu privire la înregistrarea concurentului electoral.
Până acum n-am văzut niciunul, nici alta. Se spunea că noi am transferat înapoi banii donatorul, dar iarăși nu este corect, trebuie să fie transferați către buget de stat și după ce, ca ulterior, statul să verifice inspecția financiară, fiscul să verifice proveniența acestor bani și dacă ei sunt din țară, atunci se întoarcă înapoi donatorului. Dacă nu, atunci ele rămân la buget, ca sancțiune pentru donatorul care a călcat legea. Domnule Bolea, vreau să vă mai întreb, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre această corectitudine a campaniei electorale și despre modul în care se desfășoară pe ultima sută de metri, care este starea de lucruri peste hotare? Pentru că și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a reiterat, cred că de zeci de ori, poziția sau inițiativa de a deschide peste hotare mai multe secții de vot pentru a oferi această posibilitate concetățenilor noștri de a-și exercita acest drept fundamental. Situația peste hotare în diasporă, vreau să vă spun, este una îngrijorătoare. Ori contracandidata domnului Igor Dodon, iată aici în perioada între primul și a doilea tur, încearcă să isterizeze cetățenii noștri care trăiesc, muncesc peste hotare. În special este vorba de cetățenii noștri care se află în Europa, în Statele Unite și în Canada. În această săptămână un invitat al studioului nostru spunea că cele mai mari mașinații anume se poate de făcut în diaspora. E așa? Aveți pârghii? De control? Are partidul pârghii de control? Ce a spus colegul nostru, Vadim Filipov, deci în cele 100 de secții care sunt deschise peste hotarele Republicii Moldova, noi avem un membru, un reprezentant și observator. Noi am mers pe principiul că în secții unde de obicei cum e Japonia, China, unde vin la alegeri 80 de oameni, da, 40, unde sunt foarte, unde este foarte mic numărul celor care votează, să ne spravim cu una, două persoane care sunt delegate de partid. În rest, la secțiile de votare, așa să spunem, problematice, da, unde noi am văzut și în anii precedenți votau în baza unei foi de hârtie A4, da, atunci când nu se ajungeau buletine și așa mai departe. Adică diferite încălcări au avut loc. Acolo noi o să avem câte 3 persoane. Deci observator, reprezentant și membru nemijlocit în comisie, acea persoană care la rând cu ceilalți vor nemijlocit, vor asigura procesul electoral. Evident, este mult sau este puțin, nu știu. Cel puțin în această campanie noi ne-am pregătit foarte serios. Au avut loc cel puțin 3 etape de am instructat toți observatorii reprezentanțe, dar să mă credeți că noi am organizat o echipă foarte mare, de o armată, vreau să spun, de persoane care să participe și să asigure acel proces electoral. Deci 2000 de secții de votare trebuie să ai câte un reprezentant, câte un observator, câte un membru de comisie, 3 persoane cel puțin, înmulțiți la 2000. Cifra respectivă. Plus la aceasta membri cu drept consultativ de vot în diferite circumscripții electorale. Persoanele de încredere a candidatului. Adică domnule Filipov, da. Dacă permiteți la ceea ce a comunicat domnul Bolea, săptămâna aceasta am cecul amărit numărul de buletine pentru unele secții de votare de peste hotare. Deci a făcut cifra maximă care este prevăzută de codul electoral, 3000 de buletine. Dar cu părere de rău, secțiile respective au votat câte 240-300 până la 400 de votanți. În primul tur. De ce spun cu părere de rău? Nu este clar de ce s-a... Dar pentru secțiile respective au fost dat câte 1500-2000 de buletini. Nu este clar de ce au mărit numărul de la 2000 la 3000 de buletini. Iar și la primul tur a fost un procent foarte mic de prezență la vot și aici chiar cât de cât ne pune la...
În gardă, da? Domnule Filip, eu vroiam de fapt să vă întreb un lucru foarte tranșant. De fiecare dată discutăm acest aspect cu invitații studioului nostru. Spuneți-ne, vă rog, în primul tur, foarte mulți dintre noi, atunci când am mers la alegeri, am găsit persoane că își au viza de reședință în propriul nostru domiciliu. Aceeași epopeie se va repeta și în turul 2? Sau au fost excluse aceste persoane? S-a întreprins ceva de cec? A fost sesizat, știu, și partidul în repetate rânduri a fost. Continuarea primului tur. Listele electorale de bază, ele rămân aceleași. În listele electorale de bază este prevăzut chiar și este un tabel unde este indicat și turul 2. Da? Ei sunt aceleași liste de bază. Correct. Acolo unde noi am observat lucrul acesta, chiar în ziua alegerilor, când votanții veneau și votau și vedeau lucrurile acestea, noi prin reprezentanții noștri, prin membrii noștri, luam numărul de contact, persoana solicitam ca el să scrie, proprietarul acestui apartament solicitam ca să scrie cerere ca să fie exclus că persoana respectivă. Dar înțelegeți că nu s-a primit atât de mult major să facem schimbările acestea, da, în listele de bază. Știți cum, dacă să vorbim despre liste, noi cu două săptămâni înainte de primul tur, cu o săptămână înainte de primul tur, am lansat campania națională privind verificarea listelor electorale. Toți la secțiile de votare. Vreau să vă spun, în mare parte, nouă ne-a reușit câte ceva să schimbăm în listele electorale, cel puțin persoanele care sunt decedate de 2, 3, 4, 5 ani în urmă și care figurau, continuau care să fie figurau acolo la cererea membrilor noștri, persoanelor, alegătorilor, erau excluse din aceste. Domnule Bolea, Filipov, regia ne spune că mai avem 3 minute. Eu nu pot să nu vă acord pe final de emisiune câte o întrebare ce ține de politica externă. Astăzi toate rețelele de socializare, inclusiv media, au vorbit despre victoria lui Trump, președintele Statelor Unite sau noul președinte al Statelor Unite. Asta înseamnă o undă verde pe plan extern pentru Republica Moldova? Asta înseamnă o susținere? Cum poate fi catalogat? Și cum verde Partidul Socialiștilor această victorie? Nu, cum și-a spus președintele Partidului, domnul Dodon, Statele Unite, America a înroșit. Evident că vor fi schimbări, eu cred că vor fi schimbări și pe plan extern, în politica externă, în acea luptă a marilor puteri, mă refer la Statele Unite și Federația Rusă. Eu cred că părerea mea că relațiile se vor îmbunătății între aceste două puteri, iar în ce ține de Republica Moldova, eu cred că vom avea o schimbare iarăși de politici. Va acționa într-un fel sau altul asupra electoratului autohton ca să facă această opțiune pentru ziua de duminică? În mare parte, da. Eu cred că asta va mobiliza electoratul care îl susține pe Igor Dodon și eu cred că vom ieși și vom pune punct în această epopee alegeri prezidențiale 2016, după 20 de ani de zile de când noi n-am ales președintele. Domnule Filipov, toate sondajele de opinie indiscutabilă îl clasează pe Igor Dodon drept câștigător acestei campanii electorale. Astăzi am fost martora mai multor discuții a unor persoane care cred că acest contracandidat Maia Sandu, atunci când va vedea cu proprii ochi această înfrângere, va încerca să mobilizeze lumea la proteste. Sunt reale ele? Există? Se poate întâmpla? Face parte din scenariile care am discutat? Părerea mea, nu cred că va fi astfel de scenariu, deoarece lumea, votanții domnului Maia Sandu este descurajat. În urma celor declarate chiar și ultimele săptămâni, toate minciunile care au fost răspândite de dumneiei, deci au fost aduse fapte concrete, documentate și de ce? Eu cred că nu mai este atât de credibilă doamna Maia Sandu și pur și simplu lumea deschid ochii, văd care e situația reală și cred că o să orienteze. Protestele se fac împotriva guvernării. Noi, candidatul nostru, și noi am fost de 7 ani în opoziție, nu se fac
nu poate face guvernarea proteste împotriva opoziției. Guvernare, da? Opoziție, este da. Utopic până la urmă. Da, este utopic. Domnule Bulea, domnule Filipov, eu țin să vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această emisiune și vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în ediția de astăzi de Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Accent TV. O seară bună!